Salutare și bine v-am regăsit! Claudiu de la Siestec și, așa cum am promis, revin cu un material în care o să vă arăt pas cu pas funcțiile pe care le are această stație de încărcat, care costă numai 2000 de lei, transport gratuit, repet, din Germania. Aplicația este disponibilă atât pe iOS cât și pe Android și, bineînțeles, o poți descărca gratuit. Aplicația se numește EVS Master și, bineînțeles, o să găsești în descriere un link către ea. După descărcare și instalare, vei face click pe ea. Vei fi, în prima parte, notificat de un ecran de conectare. Aici îți dă posibilitatea să-ți alegi stația ta. Să zicem că ai 5 stații, poți selecta din lista de mai jos toate celelalte stații. Stația poate fi redenumită în așa fel încât să o poți identifica ușor. Evident că a mea se numește Siestec și o să dau conectare pe ea. Conexiunea este prin Bluetooth, poți vedea în partea de sus că este un Bluetooth. Ecranul principal va dispărea și îți vor dispărea informațiile legate de amperaj și de kilovații pe care îi încarcă, pentru că nu avem o mașină conectată. Stația, atât pe ecranul ei, cât și pe aplicație, ne îndrumă să conectăm, bineînțeles, o mașină. Pentru că nu suntem la mașină, suntem în studio, dar o să vedem și în real life cum încarcă, o să vă prezint puțin funcționalitățile ei. În primul și în primul rând vei vedea voltajul pe care îl avem acum la priză. Este o stație 220 și vedem, avem 238 de volți. Vom putea vedea din sesiunea curentă de încărcare kilovați oră încărcați. 0 pentru că nu a încărcat absolut nimic, durația de încărcare evident 0 pentru că nu a încărcat și temperatura ambientală. V-am spus, stația este integrată sau are integrat un senzor de temperatură care măsoară temperatura și reglează curentul de încărcare. Cum face acest lucru? Noi am selectat că vrem să încărcăm cu 32 de amperi și afară, evident, s-au făcut 50 de grade. Stația începe și reduce treptat curentul de încărcare în așa fel încât să nu ne supraîncălzească bateria. Un lucru foarte bun, foarte eficient pentru o stație care, v-am spus, costă 2000 de lei. Curentul de încărcare se reglează foarte ușor prin această liniuță. Poți selecta de la minim 6 amperi și, bineînțeles, poți urca până la 32 de amperi. În momentul când ai conectat mașina, ți se va face butonul albastru de start charging și, evident, mașina ta se va încărca cu 32 de amperi până la 100%. Acum ai și modul de custom charge. Custom charge îți dă posibilitatea să faci anumite setări personalizabile. Hai să facem treaba asta. Și bineînțeles, avem următoarele funcții. Avem funcția de delay. Funcția de delay, hai să le dăm toate la 0 ca să înțelegeți. Funcția de delay este funcția care ne dă posibilitatea să pornim stația după o anumită perioadă. Adică am conectat mașina, iar stația noastră vrem să pornească, să încarce doar după 7 ore. Foarte utilă pentru cei care au sisteme fotovoltaice care chiar funcționează și evident vor putea selecta ca mașina să fie încărcată doar ziua. Următorul este charging duration. Poți selecta, bineînțeles, unlimited, adică stația să încarce bateria până mașina va spune că este încărcată, sau poți alege o perioadă de încărcare. Tot la fel vei face slide și vei putea alege din oră în oră cât timp vei aștepta sau, mă rog, cât timp va încărca stația ta. Vom putea alege până la maxim 48 de ore. Următoarea funcție și cea mai importantă și funcția care mi se pare foarte interesantă și m-a făcut să achiziționez acest model este funcția care ne lasă să stabilim câți kilovați oră încărcăm în baterie. Dacă ai o mașină Tesla, poți încărca 100 de kilovați oră. Poți da pe unlimited și pur și simplu mașina ta va fi încărcată cu maximul pe care îl poate trage bateria. Dar în cazul particular poți selecta câți kilovați încarci în baterie. Eu selectez 16 kilovați oră, de exemplu. Vreau un delay de o perioada de încărcare 12 ore și un delay de 7 ore. Și în acest moment o să-i dau start charging. Clar, o să vedeți atât pe stație, puteți vedea că a apărut deja un ceas și, bineînțeles, ne-a apărut și în aplicație că noi am rezervat o încărcare. Deci, Claudiu Siestec, în acest moment, ne-a spus că stația va porni la ora 23, va încărca 12 ore, va încărca maxim 16 kW cu un curent de 32 de amperi. Acest lucru îl vei face când vei programa custom o încărcare. O să dăm cancel pentru că mai există și un alt mod la fel de custom ca acesta. Dăm custom change și mergem pe repeat charging. Pe repeat charging, stația ne dă posibilitatea să programăm periodic și să programăm o încărcare constantă. De exemplu, vrem să încărcăm la ora 17 și pe fiecare luni, miercuri, vineri și duminică. Da? Același lucru putem să stabilim ca mașina câte ore să fie încărcată. Încărcăm 23 de ore și încărcăm 60 de kW. Enable.
În acest moment, stația noastră va repeta acest moment de încărcare pe fiecare zi la ora 17. Sau, mă rog, în zilele selectate la ora 17. O să dau disable pentru că vreau ca stația mea să funcționeze în mod normal. Cam asta este partea prin care poți configura stația. Poți vedea în acest moment că eu sunt conectat prin Bluetooth. O să deconectez la final Bluetooth să vezi că stația se poate conecta și prin Wi-Fi pentru că este deja împerecheată cu routerul meu de acasă. Clar, conexiunea ei este influențată de routerul vostru. Luați un router bun ca să aveți o conexiune cât mai bună cu această stație. Următorul tab pe care vei vedea este tabul de history. Aici poți vedea toate încărcările pe care le-a efectuat această stație. Poți vedea că eu am încărcat ieri 5,4 kW într-o durată de 1,2 ore. Da? Poți vedea toate recordurile. Aici sunt toate încărcările pe care le-a efectuat această stație. Le poți șterge, evident, dar dacă vrei să-ți aduci aminte ceva, poți da un buton de refresh și automat toate vor fi redescărcate din stație pentru că ea ține un istoric complet al tuturor încărcărilor pe care le-a efectuat. Poți vedea data, kilowatt și, bineînțeles, utilizatorul care a solicitat încărcarea. Statistici. Poți vedea atât pe lună cât și pe zi încărcarea ta. Poți selecta foarte ușor. Vreau ca pe data de 25, de exemplu, ieri, între 25 și data de 25, vreau să văd ce încărcări s-au făcut. Și poți vedea că s-au efectuat încărcări în perioada respectivă. Poți vedea istoricul pe lună, poți vedea câți kWh au fost încărcați în mașina ta și câte ore a stat mașina ta per total conectată. Următorul tab este legat de informații. Aici poți vedea tot felul de notificări. Încărcarea a fost oprită, încărcarea a fost pornită și poți vedea tot istoricul acestor încărcări cu dată și oră. Bineînțeles, le poți șterge pe toate și le vei putea vedea din nou în momentul când ele vor fi afișate. Următorul tab este tabul de setări. Setările sunt foarte simple. Poți să setezi parola stației pentru că ea vine cu o parolă, v-am spus, ca să nu poată fi utilizată de altcineva, fie prin Bluetooth, fie prin Wi-Fi, ai o parolă. Fără parolă nu o poți utiliza. Parola se poate schimba, factorul e 1, 2, 3, 4, 5, 6, evident că spui parola ta personalizată. Următoarea setare este setarea legată de Wi-Fi. Aici îmi spune că Wi-Fi-ul meu nu este pornit, hai să pornim și Wi-Fi-ul și bineînțeles că stația va găsi automat access point-ul disponibil. În cazul meu wireless, vei pune parola și vei da OK. În acest moment stația ta se va conecta la Wi-Fi și va putea fi configurată prin Wi-Fi. Modificare numele stației. Poți modifica numele stației, dacă ai 5, poți să pui la fiecare câte un nume predefinit. Pornirea de buton. Una dintre funcțiile mele preferate. Stația, ai văzut că are pe lateral un buton aici prin care poți porni încărcarea. În momentul când butonul este activat, vei vedea și pe afișajul ei că va fi afișat butonul. În acest moment butonul a dispărut și chiar dacă apeși aici, stația ta nu va porni pentru că îți va da un mesaj în care îți va spune că este o cheie invalidă. Deci asta înseamnă că stația nu se poate încărca decât din aplicație. Vă vei putea controla strict cu aplicația. Dacă o montezi în curte, așa cum ți-am spus, activezi butonul din stație și, bineînțeles, stația se va putea încărca din buton. Temperatură type, poți selecta între grade Celsius și grade Fahrenheit și cam asta este funcția de setări. Firmware update. Stația oferă, atâta timp cât este conectată la Wi-Fi, update de firmware. Deocamdată suntem pe ultima versiune. Când o versiune nouă este disponibilă, îți va fi afișată aici și, evident, se va putea instala. About charger, poți vedea exact producătorul, detaliile, e-mail și toate informațiile legate de această stație. Cam astea sunt setările pe care le poți face cu această aplicație. Sunt setări destul de complexe pentru o stație care, v-am spus, costă doar 2000 de lei. Mai un singur lucru pe care îl poți face este să mergi la utilizator. Aici vei putea selecta utilizatorul ca el să îți apară în history aici, unde este, să mergem mai records, vei putea vedea utilizatorul care a solicitat încărcarea. Pentru că este conectată la Wi-Fi, ai putut vedea că avem deja iconița de wireless atât pe ea și, bineînțeles, cât și pe stație a apărut rețeaua de Wi-Fi, deci ambele sunt în aceeași rețea. O să dezactivăm Bluetooth-ul și vei putea vedea că stația este conectată pe Wi-Fi și, evident, toate celelalte setări vor putea fi făcute de la distanță. Pentru final, un refresh. Tragi de stație în jos și ea se reîmprospătează și toate aceste lucruri vor fi actualizate. O să facem următoarele teste și în afară, să vedeți în real life și cum încarcă o mașină și, bineînțeles, curentul de încărcare și cum se comportă ea în momentul în care o folosești
pentru a-ți încărca mașinile. Eu sunt Claudiu de la CS Tech și nu uitați, dacă vreți să achiziționați această stație, vă las în descriere mai jos linkul de la producătorul ei. Nu luați din alte linkuri pentru că riscați să luați un produs care nu este la fel ca cel pe care vi-l arăt eu, chiar dacă în exterior el poate arăta identic, îi pot lipsi funcții, pot lipsi tot felul de alte setări și alte lucruri care te vor face să fii dezamăgit de achiziția ta. Așa că urmează linkurile, nu te costă nimic, sunt linkuri care redirecționează direct către pagina vânzătorului de la AliExpress. Am promis că o să facem acest lucru, de aceea vă îndemn să luați produsul direct de acolo, pentru că este fix același produs pe care îl vedeți voi aici, produs pe care eu vi-l prezint. Dacă vreți să vedeți mai multe video ca acesta, nu ezitați, apăsați butonul de subscribe, apăsați butonul de share și evident stați alături de noi pentru mai multe informații legate de energie solară, mașini și tot felul de lucruri care ne fac viața mai frumoasă. Sau nu? Eu mulțumesc pentru vizualizare, sunt Claudiu de la CS Tech și până data viitoare, numai bine!